Salutare, bă, și fainilor, băi, faților, astăzi este o zi mega, mega specială și vreau să vă rog să apăsați pe butonașul de like, fate, pentru că astăzi o să fac un copil fericit, cum s-ar spune. Este vorba despre Ștefănuț. Fane a luat permisul, frate, a făcut 18 ani, i-am promis că o să-i dau Opelul și astăzi este ziua în care o să-i dau Opelul, pentru că în sfârșit am terminat cu ea. Înainte de a începe vlogul, vă rog să apăsați pe butonașul de like, de subscribe și de share și să-mi spuneți ce părere aveți despre acest Opel că o să vină la Ștefănuț. Am decis că era un giveaway destul de mare pentru făcut, am vrut să-l dau la 1 milion de abonați, dar cu abonații ultima vreme nu prea am crescut, așa că nu am considerat că merită neapărat să dăm o mașină atât de scumpă și mai mult neapărat, nu neapărat scumpicică, cât că am investit foarte mult timp și foarte mulți bani în această mașină și nu merita să o vând pe o sumă probabil 4-5 mii de euro pe ea și am preferat să-i dau lui Ștefănuț. Așa că nu mai stă la vorbărie, mergem direct și luăm pe Ștefan, pentru că el este deja la autogară și o să vedem și cum conduce pentru prima dată. Mergem să-i dăm un gel la mașină pentru că am făcut o protecție ceramică și un tratament ceramic și o să vă las aici de fapt videoclipul ei ca să vedeți ce schimbări am făcut la mașină până să-i dăm mașina lui Ștefan. Bun, mă, băieți, după cum vă spuneam, am întâlnit aici cu fratele Onel. Respectul la mare. Și mergem acum direct să-i luăm mașina lui Fane, pentru că v-am spus că îi facem acolo mare surpriză. I-am făcut la omul meu, i-am schimbat discuri plăcuțe, noi pe față cât și pe spate, i-am făcut distribuția, schimbul de ulei, antigel și toate cele, ca să nu mai avea absolut niciun fel de problemă. Am curățat și ceva la injectoare, i-am schimbat bugiile noi, deci am făcut pur și simplu o revizie completă, să nu mai avem niciun fel de problemă cu mașina, pentru că așa se bucure de ea, că nu are o situație financiară foarte grozavă și știți cum e, așa îmi place mie să ajut pe toată lumea. Așa că sper să se bucure de toate aceste lucruri. El nu știe că am făcut aceste aspecte și nu știe, adică i-am spus că o să-i dau mașina, cum s-ar spune, dar nu știe că am făcut toate aceste update-uri. Și după chestia asta o să mergem la Pro Detailing și acolo o să-i ducem mașina la un detailing profesional și o să vedeți acolo despre ce este vorba. Vă arăt și vouă de îndată ce ajungem acolo, bine? Gata, mă, băieți, am venit să luăm mașina. Aici am făcut toate schimbările. Bun, băieți, am ajuns la Pro Detailing, am adus mașina, dar din păcate nu asta și asta de aici, pentru Ștefan să facem aici tot ce trebuie. Din păcate cam jegoasă, dar o să vedeți efectul de before and after, cam așa arată situația. Farurile sunt cam mătuite, să zic așa, aici are și o belea mare rău de tot și oricum și toată mașina, nu știu cât de... Adică a fost întreținută, dar cam așa arată, să zic așa. Dar o să vedem ce o să facă băieții cu ea, chiar sunt curios să vedem ce o să scoată. Așa că venim mâine sau când o să fie gata, să vedem ce fac. 2 hours later. Băi, băieți, am ajuns la Pro Detailing și hai să vedem. Mamă! Dar ce-ați făcut, m-ați și polișat-o? Nu! Nu cred. Băi, ești nebun? Așa? Ma! A spălat-o și a apăcea. Ma! Ma! Bă, nu cred, mă, că ai scos asta, mă. Ce nebun e, mamă, deci o să vă las o poză să vedeți cum arăta cotiera asta. Bă, deci era, hai, de viața mea. Ce-ai, mă, frate, mă. Mamă, ce să se bucure Ștefănuț, de bea aștept să-i vă reacția. N-ai cum. Arată top rău de tot. Da, mă, da. Chiar tare. Băi, fraților, știți deja ce trebuie să faceți, trebuie să dați câte un follow la cei de la Pro Detailing, pentru că fac cele mai tari chestii pentru mașină. Dacă aveți vreodată nevoie să vă faceți orice la mașină, îi recomandăm. Aveți aici tot ce trebuie, toate serviciile cele mai de calitate. 2000 years later. Bun, mai am fix 2 minute până ajung. Ați văzut și voi acolo ce am făcut. Am făcut toate schimburile de ulei, filtre, discuri, plăcuțe față, plăcuțe spate și toate cele. Și v-am spus că eu o să-i dau mașina cum a venit la gata, cum s-ar spune, știi? Și asta e foarte, foarte important. Și chiar în momentul ăsta o să-l las să conducă direct. Adică este mașina lui, este meritul lui. Am spus că este sau o să fie gata, o să conducă direct. Și nu cred că se așteaptă la lucrul ăsta. Mașina este puțin jegoasă acum, pentru că ați văzut că am făcut la Pro Detailing și le mulțumesc foarte frumos pentru această ocazie, să zic. Pe această ocazie vreau să le mulțumesc și celor de la Pro Detailing, pentru că ați văzut că mașina a primit o protecție ceramică și nu poate să fie spălată timp de 2 săptămâni, să zic așa. Nu a trebuit să spăl mașina, pentru că dacă ai poate să aibă o reacție chimică, din câte am înțeles la băieți, că nu este ok să speli mașina atât timp cât tu ți-ai făcut o protecție ceramică pentru moment. Așa că asta a fost singura problemă, dar să nu-i spălată mașina, dar nu este niciun fel de problemă, pentru că el o va spăla pentru prima dată, pentru că este mașina lui, nu? Și să vedem cum se descurcă și pe partea de spălare, să zic așa. Așa că mai am un pic, ajungem și hai să vedem ce reacție o să aibă când o să vadă mașina. Oh, Fane! Nu, n-ai înțeles.
alocat un loc cu care nu trebuie. Mă voi parca și facem schimbul. Ce faci? Bă, puțin obosit de pe drum. Obosit de pe drum? De bă, ce? Bă, deci era o babă, deci m-a spart, mă. Bă, i-a sunat telefonul de 7 ori în 5 minute ca să bage, ca să-i spune una cum să bage găinile înapoi. Și zice la aia să le lase popoile. De ce ești, bă, haterul? Lasă-mă că uite, vezi, chinul ăsta o să se oprească chiar astăzi. O să oprească chinul tău, așa că... Mamă, cu aia aici în spate, aveți scaunul, dar atât de bun. Păi eu sunt mare Vita, știi că mare e Vita. Și pe spate. Nu, dar mai fac. Deci ai în felul următor. Aici, așa. Asta se ridică doar puțin șezutul, știi? Ok. Poți să așa pe față, okay. Nu prea te ajută chestia asta. Dacă vrei să ridici scaunul, așa. De aici, uite așa. Ah, ok, ok. Ți ridici cum vrei tu, așa, da, scaunul, da, da. Și oglinzile exact cum ți se par ție mai ok. Ok. Ca să se și... ca să setezi oglinzile, zi. Dacă dau asta mai în față, cum le dau mai în față? Vezi că ai o rotiță, nu? Ai o rotiță aici, în dreapta de tot. Așa și de aia o dai pe tine. Da, da, da. Nu, că am cu tot pe acolo, prin dreapta, dar până îmi dai seama că nu. Mânerul ăsta de aici, așa e doar că îți dai scaunul în față. Da. Așa, zi, ce nu știi, ce știi? Păi să-mi... Lasă un pic geamul aia. Jos. Acolo, exact. Perfect. Bun. Așa, și vreau să-mi dau... Oglinzile. Deci oglinzile acolo, uite, vezi, selectezi oglinda din stânga sau oglinda din dreapta. Așa. Deci nu, fie. Apeși așa, oglinda din stânga, oglinda din dreapta. Ah, okay. Acum e oglinda din stânga. Ok. Tu dai tu cum vrei, în jos sunt electrice, da, sunt toate, da, cele. Ai emoții? Bă, nu prea. Ce poate să fie atât de greu? Bă, greu nu e nimic, absolut. Numai faptul că vii de la o mașină manuală, da. Foarte mare atenție cu frâna. De obicei, chestia asta se face când conducem seara, dar eu am foarte mare încredere, da, în tine, pe bune, la modul cel mai serios. Nu avem de ce să facem chestia asta seara, pentru că chiar am încredere în tine. La modul no cap, gen. Da. Așa, bun. Când ești pregătit, o dăm. Deci, întotdeauna piciorul stâng. Concentrează-te. Să nu fie pe frână. Crede-mă că o să apeși pe frână. Da, că e imposibil să nu apeși. Dar ideea e să nu încurcăm pe ceva din spate, da, că s-a făcut mașina căcat. Da. Așa. Bun. Frâna de mână. Asta e frâna de mână. O iei, o dai jos. Așa. Exact. Putează. Când uite, vezi că aici dați afară și în bord. Uite, vezi acolo când e frâna de mână, vezi? Da, da, da. Ăla este frâna de mână în cască, și te știi la ce bipă e. Da. Așa. O ții apăsat pe frână, o bagi în drive până pe D. Te asiguri și când ești pregătit mergem, facem stânga. Dacă dau drumul la frână... Dacă dai drumul la frână, pleacă automat mașina singură. Aha, vezi? Ok, da, da. Stânga. Și, da, și facem stânga aici? Da, da, da. E regulă. Am parcat aici. Fără niciun fel de probleme. Mamă, ce... Și date cu aia. Concentrează-te doar să nu apeși cu asta și facem stânga din nou aici. Ok. Nu e nicio problemă, bine. E... Da. Aia. A, da, e mai greu când... Nu-i panică, nu-i panică. Dar ce ușor e volanul. E foarte ușor, uite, dacă nu vrei să-ți vină atât de multă lumină, da, ai chestia asta, știi, că da, te ajută, da, mai mult, că am văzut că te chiorai așa, da, știi, da, ce? Și da, tot mai ok. Așa, și tot în față. O să te obișnuiești cu frâna prima dată, că o să fie puțin mai complicat. Ai văzut, frâna e mult mai mare decât la Logan, stânga, da, facem aici. Tu până acum ai condus doar Loganul, nu? Ai mai condus, da, și alte mașini? Nu. Deci asta este prima mașină automată, prima dată când conduci. Da, sau okay, alt mașină afară de Logan, gen asta. Aha, am înțeles. Și aici facem stânga. Stânga? Da. Ok. Ai prioritate aici. Da, am văzut stânga. Bine, de la tine e foarte bine că de apreciat, că asta am zis și în primul vlog, tu ești foarte atent, chiar dacă ai prioritate, chiar dacă toate astea, e foarte bine că ești foarte atent, știi? Da, băi. Bă, nu știu, dacă nu știi niciodată, sau... exact. Ceva. Mai bine să fii precaut. Normal. Acolo facem data după mașinile astea, când facem prima stăduță de aici. Exact aici. Aici se trece. Vara mea nu prea trecut pe trecere, dar nu e nicio problemă. Ce mișto e volanul. A, îți place? Mamă, e tare rău de tot. Crede-mă că e cea mai... experiența de a conduce cu volanul ăsta e cea mai tare. Aici e la mica înțelegere, știi, că da, nici tu nu ai prioritate, nici el nu ai prioritate, pentru că sunt mașini pe ambele, da, părți parcate. Da, da, da. Aici e cum vrei tu, dacă vrei să-l lași pe el, lași pe el, dar numai să te dai tu puțin mai în dreapta, știi, de obicei, că acum, de exemplu, te-ai pus prea pe mijloc, știi, și el n-avea cum să treacă. Nu e nicio problemă, că asta le înveți, crede-mă, ai văzut și tu, în București e altfel să conduci. E total diferit. Acum înțeleg că oricum e pentru tine, e ceva nou, pentru că conduci și automată, conduci și în București, mai e și trafic, mai sunt stăduțe, știi? Da, facem stânga aici. Bine, mai fac alții și de atât pe aici, dar hai să nu.
Aici tot în față, mergem că aici e interzis. Păi, uite că nu ești, văd că nu ești crispat cu piciorul să apeși pe fână sau așa. Ce mă gândesc la asta, să n-apăs, dar nu, gen, nu doar la asta, știi? Și ești dat și cu asta, cu semnalizarea, gen. De ce? Sunt două butoane aici, cu aia. N-are nicio legătură, alea sunt de... Butoanele din stânga sunt pentru pilot automat, deci n-ai treabă cu ele. Deci astea două butonașe de aici, n-ai treabă cu ele, doar când apeși odată aici, cum a venit, se viteza, gen, știi? Dar nu e cazul aici, știi cum am. Și dacă apeși, uite, de exemplu, dacă dai o singură dată de semnal de aici, vezi? Da. Adică îți dă de trei ori semnal, știi? Nu te... Poți să mergi în față, scuze-mă, că am asta așa. Nu-i panic. Mergem tot în față. Deci nu asta este chestia. Primul rând o să ne oprim la un Peco. Să luăm lămâile. Am. Ai lămâile la tine? Da, am în geac, cred. Frate. Da. Nu cred. Le-am în geac. Pe bune? Mi-am cumpărat când mi-am cumpărat, gen, ne-am cumpărat pentru Logan. Vreau să le fac cadou, dar acum dacă le-ai luat, o să ne oprim acum la spălătorie și o să le punem. Da. Ca să știi lumea să lucruri și tot. Da, păi dăm un jet pe mașină. Eu nu ți-am spălat mașina două săptămâni pentru că ți-am dat o protecție ceramică. Uh-huh. Nu știu dacă tu știi asta, cred că ți-am mai spus o dată, dar nu știu dacă știi despre ce este vorba. Protecția asta ceramică, ce? Nu se rămâne apă pe mașină. Exact, și pe lângă. Mai bine mașina. Eu uite ce știu, omul meu, ești de bun. Bravo. Așa, și facem dreapta aici. Știi, când ieși de fiecare dată, tu acum ieși foarte mult în bandă, știi? Da. Să ieși puțin mai apropiat, știi? Pentru că ești prea în drum și tind să încurci, după aceea să dai cu spatele, da. Știi? Și tot așa, și poate să dea și ăla cu spatele, știi? Să ieși puțin mai... Ba, bă, ce șmecher la automat, că nu trebuie să faci nimic, frate, ești nebun. Nu, e stres, gen. Tare rău de tot. O să-ți explic mai la și cu navigația, cum te conectezi cu YouTube-ul, da, și cu toate astea, da. Dar focusul nu e acum pe aici, chestia asta, acum, în momentul. Cum ți se pare accelerația diferită de Logan? Bă, nu prea. Gen, e diferit, dar nu prea îmi dau seama acum, știi? Da, bine, nu ai mers să... 20 de ore până acum. Da. Tot în față merge. Da. Și pe neaca aici să treacă. Am mai fost pe drumul ăsta odată. Da. Tot în față și facem pe prima să duce la stâng. Aici? Da. Bă... Chiar mă așteptam, sincer, să fii mult... Lasă așa. E mișto, gen, chiar e interesant, na, e diferit și e ciudat până o să mă obișnuiesc cu mașina, efectiv. Eu, bă, ideea este foarte, în București să sporești puțin mai mult atenția, în câmpul lung, nu cred că ai nicio treabă, știi, bine, trebuie să sporești atenția peste tot. Da. Dar vezi, aici fiind străduțe, întotdeauna când să ții minte de la mine străduțele, sunt foarte important, poate mai sunt copii, mai e un câine, mai e o chestie, să nu mergi niciodată tare printre străduțe, gen, știi? Dacă mai mergi pe stradă, e un loc mai liber, e o chestie așa, și zic, nu, e bine oricum să mergi tare, da. Zic că aici mai multă spor de atenție pentru că poate este un copil, dă mingea pe stradă, știi, alte chestii și e important să ai grijă la mașini. Că ai văzut că știu când erai mic, bă, spunea mai cât acum, că tu ai grijă la mașini, știi? Exact același lucru spun și eu acum ție că, na, facem dreapta aici. Să mergem la spălătorie să dăm și noi un jet pe mașină. Și ți-am spus, neapărat când ieși, să nu ieși atât de larg, știi? Da. Mergi. Și mergem așa tot în față aici. Gen, aici? Aici. Lasă-și pe tanti Florea să treacă. Nu e trecere, dar... Bă, dar toată lumea, bă, e vreun loc care trece pe trecere pe aici? În București nu prea există reguli, să știi. Există, dar nu se aplică, gen. Adică trebuie să fii foarte atent, asta îți spun. Singurul lucru pe care îl observem până acum, când am cutut, bă, volanul e șmecheră de tot. Volanul e foarte șmecheră. Decât la, sau e mai mare decât la, nu știu. Puțin. Dar, gen, se prinde altfel, plus carbonul ăsta se simte super bine. Da, e tare. Și dacă vei vreodată să claxonezi, da. Știi, da? Da. Ori apeși în lateral, exact, pe butonul de aici, sau apeși tare, mă rog. Ele fiind îmbicat în piele, se apasă puțin mai greu, știi, pentru că e pielea pe dedesubt și, mă rog. Și te-am spus, aici pe stradă, cum a venit, e mica înțelegere, că n-ai cum, că sunt mașini parcate și pe stânga și pe dreapta. Asta e problema Bucureștiului, gen, știi, n-ai ce să faci. Uite, de exemplu, că am vrut să relaționez de la tata. Păi și nu știam că eu eram clar, bine, tata, da, e aici, da. Gen, e pe un buton, frate. Păi și tot apăsam așa pe volan și nu mergea. Știi ce zici? S-a întâmplat și mie la Logan. Pe el. Tot facem aici de atât, dar aici trebuie să vezi că nu e posibilitate. Nu, trebuie să ieși mai în față, că altfel nu-ți dai seama. Și ești pe banda ta. Da. Dă-te mai în dreapta puțin, altfel nu poți să ieși niciodată ca să te uiți în oglindă, gen, știi? Și uite, te uiți în oglindă mai mult. Acum, uite, de exemplu, că a trecut ăsta, în momentul când trece ăla, n-are cum să mai vină mașină după el, știi? A, deci poți... Dar te poți uita în oglindă. Gata. Întotdeauna când ești așa și când e o mașină, știi, parcată prost, întotdeauna să te uiți în oglindă, știi, gen? Adică să ieși un pic pe bandă, ieși un pic aproape, știi, ușor, nu ieși direct, da. Știi? Și ești pe bandă, tot în față mergem. Băi, e o diferență, chiar. E diferență oricum și la
toată chestia asta. O să vreau să te obișnuiești un pic cu mașina și după aia o să-ți arăt și care sunt modurile de condus, cum se spune. Încet și foarte încet. Când vrei poți să depășești sau când ai posibilitate. Stai, când asta face stânga aici, să știi. Deci poți să depășești. Exploratorii puțin mai în față. Nu-i panică și dacă zămâne să n-au și el automat, știi? Ah, okay. Tot în față, tot în față. Și mai pe la jumate aici e o exploratorie. Aici? Gata. Și aici facem dreapt. Și te bagi pe rampă. Uita doua rampă. Da, nu-i panică, că e destul de înaltă mașina, că nu mai ai arcurile aia, știi, arcurile ți le-am scos, da, pentru că era foarte legit. Bă, era foarte dificil cu aia. Da, da. Am pus-o bine? E puțin, să nu merge la turnul ăsta, știi? Da, bă, am apăsat. Așa, opim, pu, îți dai geamurile sus, întotdeauna să-ți dai geamurile sus la spălătorie, da. Să nu uiți de chestia asta, că se face interiorul o căcare. Și hai să spălăm mașina. Omul meu, fan aici, prima dată pe spălare, cum s-ar spune. Dăm aici un jet. Face mașina frumoasă. De azi înainte este mașina lui Fane Chat. Deci nu mai este mașina noastră. Dacă îl vedeți prin trafic, salutați-l și pe el. Aia zic. Hai să vedem cu domnul meu Fane. Prima dată singură mașină. Mamă, a lovit ăsta să moră, Fane. Bam. Acum trebuie să dea în față. Hai să vedem dacă se descurcă. Mamă, că se descurcă, el nu e chiar așa. Haide, haide, haide! Exact așa vă încurajăm și pe voi de fiecare dată să fiți mândri când vă puneți semnele de începător. Da? Forță! Aia zic! Hai să mergem la drum! Bine! Pe oricine l-am pus și pe spate, dar... Mă rog, înțelegeți voi! Băi, țin minte eu cum eram la început cu mașina, aveam atât de multe emoții. Omul nu mai găsește cheia, ca să înțelegeți. Bă, dar ce superb arată, bă, fată. Bă, îmi doresc atât de tare să se bucure de mașina asta. La fel și să aibă grijă cel puțin cum am avut eu de ea. Hai să vedem cum se descurcă cu ieșirea. Chiar sunt curios dacă o faci. Acum trebuie să scoate mașina de aici. E un... E un cine stas că vine unul. Cum ți-am spus, nici o emoție în privința ta. Da. Pe bune. Am văzut că ai ștela. Chiar te descurci foarte bine. Că ești pregătit. Te puși în tură. Mamă, ești altceva, frate, ești nemun. Să mă pleci, face centură. Hai că pleci, face centură. Te-am luat mașina. Așa. Foarte bine. Și ne întoarcem la primul scoar asta care vezi. Adică așa, nu? Mai aici. Adică trebuie să fac așa, nu? Da, da, dacă vezi să faci după banda asta, n-ai cum niciodată. Deci trebuie să fac? Deci, am zis că ne întoarcem. Dacă nu, te întorci mai în față dacă nu poți. Du-te mai în față dacă nu poți, că nu mai e. E ok. Nu s-a întâmplat nimic. Tot e băgat. Pe mi-a făcut flash-uri. Și când pot, trebuie să mă bag cu banda asta, nu? Nu, vezi de treabă. Uite, de aici dai drumul la climă, ca să-ți dai seama. Okay. Da, bine, lasă să ți-l strică, dar tot o fii concentrat la drum. Da, da, mi-a scris după. Că sunt și într-o poziție așa mai joasă, gen scris, după când la... la...
Mai în dreapta, mai în dreapta. Ți-am dat emoții? Nu aș putea spune că mi-ai dat emoții. Aș putea spune că îți grei toată mașina, gen. Dar n-am grat. Pe premiza, cum se întâmplă. Bă, m-am băgat în dreapta. Am târziu. Ceva cu mașina curată. Păi da. Te vede lumea. Tot în față, tot în față. Deci, lasă-vă jala. Cum ți se pare mașina? Smecheră. O să ai grijă de ea, cel puțin jumătate cât am avut eu. Mai mult decât ai avut-o. E, na. Zici tu? Da. Nu prea-ți dau așa multă încredere pe chestia asta, dar... Bă, chiar o să am de bun. Așa e. Să știi că de azi înainte este mașina ta. Trebuie să ai grijă ce ulei bagi în ea, ce asta bine, o să-ți spun eu, știi, asta, da, spune, asta, da. Moment, acum nu trebuie să faci schimburile de ulei decât când faci 110.000 de kilometri. La fiecare 10.000 de kilometri faci schimbul de ulei. Ok. Adică... Ai 100.000 de kilometri, da, fix aproape de când ai mașina. Mamă, nu, să... Facem dreapta. Când ai posibilitatea. Ah. Și încă o dată dreapta după ăla, cu... după Dacia. Da. Exact, acolo trebuie să faci. Deci trebuie să ai foarte mare grijă de mașinuță, cum s-a spune, că dacă tu ai grijă de ea și ea o să aibă grijă de tine. Aici așa, perfect. Că dacă nu ai grijă, e belită situația. Da, dar o să am. O să-ți pară rău prima dată când o să o zgări, când o să... Dar astea... n-o să... Bă, eu îți spun cum o să fie, gen, nu neapărat. Vezi că aici, știi ce ai făcut, nu? Nu. Păi nu e sensul nimic aici. Realizezi, e la mica înțelegere și e foarte îngust, gen. Da. Deci, dacă venea o mașină acolo, ce faceai? Da. Nu te-ai gândit la toată chestia asta, nu? Nu. Acum aici, de exemplu, tu trebuie să dai prioritate pentru că mașinile sunt parcate pe partea asta. La fel, la mica înțelegere, că omul se poate urca pe bordură. Dar, dacă vrea, dacă nu vrea, să-ți dai cu spatele. Acum, na. Eu să știi cum mai te bag și printre săduțe. Nu e drumul nostru sau ceva, n-avea nicio treabă pe aici. Eu te bag printre niște săduțe, da, ca să... Vezi cum e și pe aici, gen, știi? Da. Asta e toată chestia. Hai, nu mă face cu aia, stau. Păi, ce faci? Că stai pe mijlocul benzii. Dă-te puțin mai îndreapta, pentru că stai foarte pe mijlocul benzii, să știi. Păi dacă banda e ocupată de ținerea asta, păi e... Păi tu te să le dai lor prioritate, nu îi ție, asta îți explic. Ce să fac? Te dai mai îndreapta și aștept să treacă și ei. Nu? Da. Și facem stânga aici. Hai să vezi dacă trece doamna. Da, trece. Păi nu trece? Și cam atât cu vlogul de astăzi. O să mai ieșim puțin seara la o tură și o să vă luăm și pe voi atunci, când o să vedem cum este și cu seara, cum să spuneți, sau un mai mare trafic. Așa că ne vedem în curând. Băi, băieți, dacă tot suntem la capitolul filmării, astăzi am făcut un upgrade de calitate pentru când suntem în deplasare. De fiecare dată m-am gândit, băi, frate, că nu am un calculator când sunt în deplasare și e foarte complicat să te calci cu calculatorul, cu monitorul după tine și toate cele, așa că mi-am luat un laptop foarte, foarte puternic. Sunt aici cu o meu fane care o să mă filmeze aici tot ce trebuie și haideți să vedeți ce unboxing facem. Deci, vedeți ce laptop am luat, efectiv de ultimă generație. Știți că eu de fiecare dată n-am făcut rabat la absolut nimic din calitate, cum s-ar spune, și am luat întotdeauna ce este mai bun. Așa că, haideți să vă facem aici un unboxing la această bestie, cum s-ar spune. Mamă, ce greu e, frate, ești nebun. Scuze. Așa. Bun, și hai să vedem cum se deschide. Avem aici sigiliu. Așa, și haide să vă arăt despre ce este vorba. Mamă. Mereu mi-a plăcut produsele de ROG și nu este niciun fel de sponsorizate pentru că au cele mai tare chestii de unboxing-uri. Deci aici avem laptopul în sine. Așa, este vorba despre un laptop pe care o să-l găsiți în descriere. E undeva pe la vreo 13.000 de lei, este foarte, foarte scump, dar este de cea mai bună calitate, efectiv. Adică este fix ultima generație și e vorba că este portabil. Nu știu ce sunt chestiile astea, dar o să aflăm pe parcurs. Așa, păi hai să deschidem pe mă. Mamă, cât de mare este, ești de mult. Hai să vedem. Bam. Man. Cum arată? Ia joacă laptopul ăsta, ești nebun. Bamă, cum arată, ești nebun.
i9, ultimul procesor 12900K și are placă video de la Nvidia GeForce de 3080. Deci v-am spus, calitate, efectiv tot ce trebuie. Avem aici Wi-Fi 6, tot ce trebuie și hai să-i dăm și OK, cum s-ar spune. Să vedem dacă pornește. Ai, că nu-i stricat dacă e. Dă-mi. Ia, ah. Ia joacă aici, ești nebun. Ultimul procesor a 12 generație, 12900H, 32 de giga de RAM, 3080. Și uitați-vă cum arată, ești nebun, RGB, o să joacă RGB, o să nebun. Man, cum e, ești nebun. Cum arată, ești nebun, acabam, deci îmi place maxim. Acum îți instalăm Windows-ul și revenim imediat și vă dau așa un feedback după ce instalăm toate cele. Bun, am revenit și cu update-urile, fane, conduce foarte bine, am lăsat mașina la câmpul lung, l-am secut în toate modurile de condus, cum s-ar spune. Am condus pe autostradă, s-a descurcat excelent de bine. El nu prea este atent când este să mențină banda lui, adică când este pe bandă zăzut și toate cele, dar astea sunt greșeli tipice începătorilor. Eu mă bucur foarte mult pentru el. Laptopul, vreau să spun că este de-a dreptul genial, deci nu știu, am făcut primul live stream dacă ați văzut de la câmpul lung și efectiv nu laghează absolut deloc, chiar e o recomandare 100% și m-am spus, nu este niciun fel de sponsorship, adică laptopul a fost undeva la 130 de milioane, mi-am făcut un full setup și cu un al doilea monitor, practic portabil pentru laptop și mi-am luat și o cameră extra Logitech Brio pe care, uite, chiar acum o am aici în față, o să o dezunboxez. Știți că fratele vostru nu face niciodată rabat la calitate, întotdeauna am investit în chestia asta, tot ce am câștigat am investit în calitate ca să fie top. După cum v-a spus, fratele vostru are aici cea mai tare cameră web pentru deplasare, ca să fie mică și toate cele. Este vorba despre un Logitech Brio, v-am spus, niciun fel de sponsor și pe toate aceste lucruri am dat bănuți serioși. Și acum îi facem un unboxing. Mamă, e chiar micuță și drăguță, nu știu, arată super, super bine și este mișto că este portabil. Bă, ce are, mă, n-are fir? Ah, hai că am crezut că e fără cablu. Am zis că e o fi cameră web wireless, dar nu în viața asta. Și haide să vă arăt ce am mai luat. Și aici full setup-ul meu, cum s-ar spune. Acum dăm aici o cheie. Dacă vedeți, mamă, ce fel se aprinde laptopul ăsta. Deci mă sparge rău de tot de fiecare dată când pornesc Windows-ul, să zic așa. Are așa un afișaj super tare. Și aici ce credeți? Este al doilea monitor care este conectat doar cu un USB Type-C. Și am făcut aici laptopul de gaming, tot ce trebuie. Și ce credeți? Se extinde monitorul și pe celălalt. Adică, practic, noi în momentul ăsta avem două monitoare. Uitați-vă. Deci, vedeți, avem și mouse-ul ăsta în partea asta aici și totul este conectat doar prin acest USB-C. Ceea ce mi se pare super, super cool. Adică, practic, pot să-mi fac toate live-urile frumos pe ambele monitoare. Știi? Și ăsta e super portabil, super subțire. Chiar mi se pare cea mai tare investiție. A fost undeva la vreo 1300 de lei acest monitor portabil pentru laptop, dar mi se pare că este exact ceea ce trebuie. Ce părere aveți? Așa că ne vedem pe data viitoare. Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să ne dați nouă câte un like, un subscribe și un share. Și o să ne vedem cu alte clipuri. Dacă vreți să mai filmăm altceva, spuneți-mi în secțiunea de comentarii. Și ce vreți să vedeți, spuneți-mi acolo. Bine? Respectul la mare. Pa, pa! De când mă știu, sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.